Universitatea Uniunii Europene privind raportarea non-financiară, această directivă a fost adoptată și de către Ministerul Finanțelor Publice, anul 1938, din august anul trecut, și este în tocmai. Așadar, clarificarea legată de raportare și necesitatea ei o avem și în România. Un alt lucru la care să mă refer și care a făcut posibilă clarificarea conceptelor de responsabilitate socială este apariția unui standard. Și anume, în 2010, a apărut standardul ISO 26000 al Organizației Mondiale a Standardizării. Așadar, avem un standard ISO și vestea lui este că Asociația Română de Standardizare a tradus acest standard, l-a adoptat și este funcțional. Chiar astăzi am ridicat pe bază de licență, puteți să consultați standardul. Este un ghid de utilizare, vă voi referi la el. Sunt mai multe standarde, nu este singurul, ci are Global Reporting Initiative, a făcut acum la standarde, avem în Global Compact, nu de asta ducem lipsă și nu asta este important. Le-am amintit, pentru că este important să punem câteva clarificări asupra unor concepte, multe dintre ele sunt probabil job titles pe care le aveți mulți dintre dumneavoastră aici. Ok. Definiția responsabilității sociale, așa cum este dată de standardul ISO 26000. Am subliniat două lucruri. Angajamentul și performanța. Așadar, cu cât creștem angajamentul pentru responsabilitatea socială, cu atât crește performanța. De foarte multe ori citesc articole în care văd cum Chief Executive Office sunt întrebat care este bugetul responsabilității sociale. Accentul e pus greșit, deoarece pentru mediul de business, definiția responsabilității sociale este aceasta și am să spun și mai apăsat. Responsabilitatea socială nu este despre cum cheltuim banii. Responsabilitatea socială este despre cum facem banii. Despre crearea cadrului de guvernanță, despre modelul de business, despre fluxurile de intrare, despre transparență, despre principii. Și da, la sfârșit, vom avea una dintre linii de raportare care este raportarea financiară și vom avea deja pregătit raportul bun financiar care descrie impactul în societate și în eu nu știu unde e unde ar trebui să... Dați înainte, dumneavoastră, dați înapoi. Și zeta. Ok. Am ajuns la un slide interesant pentru că nu ce-am pierdut din tehnica, vreau să spun un lucru în acest slide. Și anume, vorbim despre responsabilitatea socială atunci când nivelul care înseamnă conformitatea cu legea este strict respectat. Aceste lucruri sunt nenegociabile. Apoi, ne putem gândi la cum putem să facem bine, ce impact avem în societate și unde vrem să ajungem. După ce ne-am asigurat că am respectat în tocmai legea. Spuneam mai devreme că responsabilitatea socială are legătură cu modelul de business. Această schemă clave părea complicată. Ea este făcută de Consorțiul Internațional de Raportare Integrată, care tocmai să-și propune ca raportarea, cele trei linii de raportare să fie unite, să le gândim la început în acea strategie. Schema asta arată care sunt fluxurile de intrare, modelul de business și, bineînțeles, exiturile, output-urile. Dintre cele șapte fluxuri de intrare,
observăm un lucru, că acel capital intelectual, capitalul uman și capitalul social sunt cele mai importante. Ele au ponderea cea mai mare în valoarea de piață a unui companie. Care este rolul pe care îl are responsabilitate socială în mediul de business? La asta vreau să mă refer, pentru că am lucrat în corporate, așa cum s-a spus, și am făcut foarte multe strategii de responsabilitate socială până la Cordova și la nivel regional. Poate părea mai mult, și anume că modelul de business este influențat de responsabilitate socială. Da, este, pentru că locul în piață, cum este, sunt folosite resursele și care sunt acele fluxuri de intrare de care vorbeam mai multe, au importanță. Aș vrea să mă accentuez sau să accentuez mai mult care este legătura dintre responsabilitatea socială și resursele umane. Capitalul uman, care este esențial. Un studiu, chiar de câteva zile, de Hewitt International, arată că motivația, implicarea angajaților este un trend de scădere. Că lucrurile tradiționale care măsurau performanța și, prin urmare, existau reward and recognition, modalități prin care recompensam efortul și performanța, aceste modalități tradiționale și-au pierdut importanță și nu mai au același impact asupra motivației angajaților. În schimb, acțiuni de voluntariat, acțiuni de dezvoltare a resurselor, a aptitudinilor, au un impact mai mare pentru că se leagă de respectul pentru companie, de modul pe care îl are, de modul în care este concepută compania și modul în care ea îl ocupă în mintea consumatorului. Așadar, cred că diferența de cu competiția o face modalitatea în care reușim să atragem și să-i motivăm pe angajați, pe proprii noștri colegi, să ni se alăture eforturilor de implicare în comunitate. Cred că cel mai ușor de subliniat care este impactul este acela legătură care există între responsabilitatea socială, reputație și brandul companiei. E bine de știut că acest standard de care vorbeam nu este certificabil. Asta este vestea bună, că dacă ar fi certificat, de exemplu, cum este ISO, oricare altul în 9000, de exemplu, de calitate, atunci, de multe ori, efectul certificării este că obținem certificatul, îl punem pe perete și ne-am obișnuit să împlinim un obiectiv, să checkbox un lucru. Nu este certificabil, urmează o adaptare a acestui standard și să vedem dacă va deveni certificabil, dar este un ghid care ne arată care sunt liniile directoare, care sunt temele majore pe care le putem urma dacă vrem să facem o strategie de responsabilitate socială. Și acum sunt două sfaturi practice. Dacă sunteți pe legea de responsabilitate socială, desigur le știți. Cele două practici fundamentale de responsabilitate socială sunt identificarea acestor teme majore, și un ghid l-am spus mai devreme, și identificarea grupurilor interesate. Construirea acelui ecosistem sănătos în care ne desfășurăm activitatea. Iar dacă sunteți CEO, asigurați-vă că aceste lucruri sunt în această strategie există, fiți unul dintre endorseri, încercați să actualizați de fiecare dată în discuțiile pe care le aveți cu managerii liniilor de business, cât de sănătos este acest ecosistem, care sunt interacțiunile pe care le avem cu grupurile care sunt impactate de activitatea noastră sau care, a căror activitate ne impactează pe noi. Dintre cele șase trenduri pe care le-am găsit pe Fondul de Vita Responsabilității Sociale, aș spune în România o
accentuată a responsabilității sociale și este facilitată de directiva Uniunii Europene, un focus mai mare către raportare, o transparență mai mare în bugetele de responsabilitate socială, mai multe joburi legate de domeniul responsabilității sociale și, în general, un trend pe care, de fiecare dată, birourile locale ale organizațiilor, ale companiilor multinaționale, lucrează cu strategia învățării de la strategia companiei mamă. Acum nu știu dacă am reușit, dar am făcut așa. Să vă spun că dacă planurile pe care le aveți sunt pentru un an, atunci creșteți profitul. E important. E una dintre liniile de raportare. Delivery numbers. Dacă planurile pe care le aveți sunt mai mari, sunt de 10 ani, atunci creșteți o livadă. Creșteți o grădină. Căutați o pauză socială. Uitați-vă în jurul dumneavoastră în mediu. Ce puteți să faceți pentru a salva natura? Dacă planurile pe care le aveți sunt pentru 100 de ani, atunci creșteți oamenii. Acesta este rolul pe care îl au managerii. Tom Gide să-și spunea, leaders do people. Pentru că oamenii fac profit, pentru că oamenii au grijă de planetă sau nu au grijă de planetă, pentru că oamenii cresc oameni și pentru că așa se întâmplă în economia circulară. Și pentru că așa se întâmplă să trecem de la lucrurile care contează, la lucrurile care rămân. Și anume, responsabilitatea socială, cheie a dezvoltării durabile. Mulțumesc pentru atenție.